Salut! Probabil mulți ați avut sau aveți probleme cu dovada de adresă. Acum sunt multe metode de a obține o dovadă de adresă, dar eu o să vă arăt acum cum să aplicați la permis de conducere temporar. Probabil nu e cea mai bună soluție sau cea mai recomandată pentru toată lumea, dar oricum este cea mai sigură și mai rapidă metodă. Permisul temporar de conducere sau provisional license este pentru 10 ani. El nu expiră așa ușor cum, de exemplu, expiră foaia de la insurance, care e valabil doar 3 luni și după aceea nu poți să folosești. Sigur, mulți o să întrebați de ce aveți nevoie de permis temporar de conducere, pentru că probabil aveți permis moldovenesc sau, mă rog, păi din același motiv că el servește ca dovadă de adresă aproape oriunde. La muncă, la spital, la bancă, deci oriunde. Și e o dovadă de adresă foarte veridică. Unul din dezavantajele aplicării la acest permis, probabil este că trebuie să trimiteți pașaportul în original. Asta înseamnă că nu veți putea pleca acasă, să spunem, pentru 2-3 săptămâni, cât durează tot procesul. Dar pentru cei care au buletin poate să meargă, doar pentru cei care au doar pașaportul. Și altă chestie, trebuie să plătiți o taxă, de obicei între 30-40 de lire. Dacă faceți online, aplicația e mai ieftin. Dacă faceți direct la poștă, e un pic mai scump, dar nu cred că asta e o problemă. Deci, ce trebuie să faceți? E simplu. Mergeți la poștă și cereți formularul D1, așa se numește. D1. Sau spuneți-i că doriți să aplicați pentru provisional license. Și ei o să vedea un formular care arată exact ca asta din imagine. Este gratuit, nu trebuie să achitați nicio taxă pentru formular. El e împărțit în mai multe secții, are vreo 3-4 pagini. O să aveți nevoie și de o poză 3x4, tip pașaport. Și, cum am spus, un ID cu poză, deci pașaportul în original. La prima secțiune trebuie să ticuiți prima căsuță. Vreau să vă spun că aplicația asta este doar pentru cei care... E o aplicație standard pentru cei care aplică pentru permis temporar de conducere categoria B. Deși în formular nu se specifică, cred că nicăieri, chestia asta. Dar e o aplicație standard. Nu contează că o să aplicați mai târziu pentru Full UK Driving License sau nu. Nu contează că o să-l folosiți sau nu. Nu contează dacă aveți permis, eu știu, moldovenesc de conducere. Puteți să aplicați oricum, nu veți greși. Deci, ideea acestui video e că permisul temporar de conducere să vă folosească ca dovadă de adresă și atât, nu pentru altceva. Deci, completați la punctul 1 prima căsuță, la punctul 2 completați domnul sau doamna, domnișoara, aici sus, Mr., Mrs., Miss, mai jos numele de familie, numele mic, data, luna, anul nașterii, mai jos, aici completați cu adresa, numărul, strada și postcodul, țara unde v-ați născut, Moldova, data când ați venit în UK. Aici spuneți data, luna și anul când ați venit în UK. La treilea punct vă întreabă detalii despre vedere. La Can you meet the legal eye sign standard for driving? Yes, deci dacă vedeți bine și
medicul vă permite să conduceți mașina. Deci, cum am spus, răspunsurile sunt standard. Deci, da, vedeți? Mai jos vă întreabă dacă purtați ochelari. Nu sau da, nu e o problemă, oricare din răspunsuri. Eu am pus aici nu. Mai departe, la punctul 4, vă întreabă despre sănătate, despre condițiile medicale, dacă aveți vreo boală, dacă suferiți de o afecțiune, ceva. Eu am pus nu. Deci, răspunsul standard e nu. Presupun că sunteți sănătos sau sănătoasă. Deci, puneți nu la 4. 5. Vă întreabă ce document o să trimiteți prin poștă. Și am pus pașaport. Deci, standard, trimiteți pașaportul cel mai bine, cel mai sigur. Deci, puneți pașaportul. Amintesc, în original trebuie să fie. Aici completați cu seria documentului, seria pașaportului pe care îl trimiteți. La 6 nu trebuie să faceți nimic. La 7 trebuie să dați o declarație că datele pe care le trimiteți la ei sunt adevărate. Aici scris data curentă, data când trimiteți formularul și mai jos semnătura. Semnătura trebuie să fie în dreptunghiul acesta alb, nu, să nu treacă de dreptunghiul acesta alb. Aici în colț, în partea dreaptă, ăsta poate fi scos și cu fața în jos lipiți poza. Deci poza va veni când vă uitați la prima pagină. Ups. Va veni aici, unde e nenea asta. Așa trebuie să arate poza. Și atât. Cu declarația se încheie formularul. Aici o să vă arăt unde trebuie să-l trimiteți și cât trebuie să plătiți. Pe plic scrieți adresa destinatarul unde trimiteți, scrieți DVLA, deci exact cum e aici, și orașul Swansea. Deci asta, așa se numește orașul, cum s-ar numi, cum zice noi, ca să fie clar pentru toți. Și după oraș scriți postcodul în circuit cu roșu aici. Deci, amintesc, e aplicație pentru permise temporar de conducere care să vă folosească doar pentru dovadă de adresă. Și aici, dacă trimiteți online cu 134, vă recomand să cereți formularul de la poștă și să-l trimiteți prin poștă și e 43 de pounds. În formular, în plic, atașați în original pașaportul, achitați la casă taxa și spuneți-le că vreți să trimiteți plicul să ajungă a doua zi. În engleză, next day delivery. E o taxă un pic mai măricică, dar asta vă asigură că pașaportul dumneavoastră va ajunge în siguranță și rapid. La fel, spuneți-le că actele, adică pașaportul, doriți să ajungă înapoi tot în același mod, next day delivery, a doua zi. Și iarăși, în siguranță că el va ajunge acasă înapoi și va ajunge rapid. Mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, comentați mai jos. De asemenea, o să las câteva linkuri utile mai jos în descrierea acestui video. Numai bine, sănătate!